Și am venit și cu ultima filmare. Asta o să fie ultima filmare pe anul acesta. Avem aici, după cum știți, v-am zis că plugurile de la 8000 ori nu s-au spălat, dar acum totul s-a spălat pentru că nu mai avem ce ara. Nu se poate ara, e multă apă am primit și nu se mai poate ara. Între timp am băgat aici tractoarele, le-am spălat. Aici e 6120, 8270, spălate, curate frumos. Aici încă la 8R340 mai trebuie făcut schimbul de ulei, după cum vedeți aici sunt bidonele pregătite. Asta e un bidon plin, asta e plin, asta e ulei curat și asta e gol. Asta o să trebuiască să fac un schimb înainte să intrăm oficial în concediu să mai face schimbul ăsta. Așa. Aici avem gălețele pentru ulei, că o să trebuiască să facă schimbul în punte. De fapt, stai că ăsta n-are punte. Este cu suspensie aici, în roț, în reductoarele astea. Să face schimbul hidraulic și la motor, ceva filtre de AdBlue, parcă am înțeles, nu știu exact 100%. La asta nu trebuie făcut nimic, ăsta are schimburile făcute. Acolo mai are colegul. Încă ați văzut plugul ăla acolo băgat, ăla e gata, ăla o să trebuiască să-l ducem din spălătorie. O să-l agățăm imediat să plecăm cu el. Acolo încă colegul cu 6930 e singurul care mai trebuie să spele tractorul, în rest toate spălate. Acolo avem un 5100M, care i-am făcut loc aici, între mine și Nicolae. Deci între meu și al Nicolae ar putea intra încă un tractor. Și alu Petrică o să vină scos afară de acolo, acolo l-am băgat acolo înăuntru. Veți băgat acolo înăuntru, dar o să vină scos afară și băgat aici lateral. Aici așa în dreapta. 8000 o să intre până în capă, după ce se termină schimburile și o să mai vină 6930 aici. Cred că 6930 și mai intră un 5000 între pe alu Petrică, între 69 o să vină aici pe margine. Alu Petrică acolo și mai intră un 5000 între ele. Și toate tractoarele sunt băgate aici și combina, bineînțeles. Utilajele le avem. Acum o să vină și ce mai e de băgat, să bagă acolo și frezele. După cum știți, la ultimul video v-am zis că frezele vin în prima boxă. Și acum mai are de spălat colegul cu 69 freza lui, că nu a apucat să o spele. Nu mai are de spălat. Mai spălăm aici pe jos, deși vedeți că e curată spălătoria, dar o să facem curată bine, să fie lux. O să lăsăm jos prelatele. Asta am uitat să vă precizez. De aici vin lăsate jos. Vedeți că acum s-a ridicat numai un pic. În fapt asta a fost jos. Și o lăsăm jos, dar lăsăm cam de o palmă distanță ca să circule un pic vântul și șobolanii. La animalele de companie le-am pus și niște mâncare. Acum nu o să vă arăt exact ce, că mă gândesc că o să vă dați voi seama la ce mâncare mă refer. Ca să poată mânca liniștiți, să nu le fie foame. Știți, le-am pus niște mâncare să aibă. Să nu, trebuie să-mi iau contactul general, că mi-a fost azi de mi-a făcut așa aici, unde e aici? L-am jos. A fost de mi-a făcut diagnoza la combină. Asta ar trebui să o închid. Hai să o închidem. Ușor, ușor. Așa. Mi-a făcut expert check-ul ăla, dacă știți despre ce e vorba. În sensul că, na, ce piesă îmi trebuie. Și aici mi-a rămas deschisă, dar astea le-aș și putea lăsa deschisă, să circule mai bine aerul pune ele. De fapt, le închidem astea aici. Și asta la alt. Așa. Bun. Cam asta ar fi toată treaba. Hop, acolo ați văzut o mâncare. Aici mi-am comandat toate cuțitele. Astea sunt contra cuțitele de la tocător. După cum vedeți, sunt cam ciobite. Astea mi le-am comandat toate. Sunt ciobite pe o parte, sunt ciobite pe cealaltă, și atunci am zis că le comand toate, că toate sunt ciobite aici, n-am schimbat niciodată. Și le schimb toate odată. Cuțitele, după cum le țineți minte, afară, spălate, curate, puse frumos, la perete. Acolo încă mai am, ale nu le-am pus apărătorile. În schimb, ale pe unde poate circula vânt și ăsta, ale le-am pus, aici n-am vrut să închid combina să fie închisă. Am zis că să mai umble aerul până ea. Am deschis și aici lateral, dacă vedeți. Am nu mai pot pune becul, că l-am luat contactul general. Hai să-l iau becul ăsta jos, așa.
cam asta. Asta ar fi. Și cu ultimul video. La colegul cu 69 le vine să bage la spălat. Sau nu, că aia e freza care e curată, a lui e ultima, da. Aia e freza curată, o pune acolo. Și mai este o freză acolo care mai trebuie luată și băgată la spălat. Acolo e freza aia care aia încă trebuie spălată, că s-a lucrat un pic cu ea. Grapa rotativă mai exact. Și aici asta e. Mai pot să avem. Bă. Așa, mai avem ultima freză, mă duc să-l ajut să aghețe. Asta trebuie să o bagă de aici, acolo, în spate. Acolo, în prima boxă. Și cam asta ar fi. Cam asta ar fi și pe anul ăsta. Nu uitați, dacă v-a plăcut, să dați acolo un like, să vă abonați, să vă porniți și clopoțelul și să ne auzim de bine.